Ia uite câtă lume frumoasă a venit astăzi în jurul tău pentru a te felicita și a-ți dori tot binele din lume. La mulți ani! Cu siguranță știe inima ta cine ți-a organizat surpriza asta frumoasă. Da, știu. Cine? Liuda. Așa, e că Liuda e cei care crezi tu că te iubești cel mai mult, da? Și vrea să te vadă fericit. Da. Și parțial ai ghicit. Și pentru că ai ghicit, câteva daruri pentru tine. O sticluță cu șampanie, o surpriză dulce și după cum vezi, avem acolo cifră magică. Bănuiesc că cu siguranță o recunoști, ea ta? Da. Și mai ai un cadou, să-l poți duce. Nu știu. Hai să încercăm. Primește-l. Și pe lângă Liuda, cum ai și ghicit, mai este cineva care te felicită și o să-ți dai tu seama imediat cum o să știm această frumoasă felicitare care este special pentru tine. Scumpul și dragul nostru, la mulți ani! În special, bineînțeles că această surpriză vine de la Liuda, care spune pentru tine un mesaj de genul dat. Mă bucur că ai apărut în viața mea și astăzi te pot felicita. La mulți, mulți ani! Să ai prieteni fideli, perspective strălucite în tot ceea ce faci, satisfacție, armonie în suflet. Îți doresc ca în toate cele 365 de zile din an, nu doar astăzi, să te simți respectat, valoros, important, necesar și dorit. Ești o persoană minunată și frumoasă din viața mea. Fiecare zi cu tine înseamnă fericire. Orice problemă alături de voi se rezolvă ușor. Fiecare bucurie este nelimitată. Întotdeauna să fii un exemplu demn pentru alții. Cred că ai apărut pe lume pentru a fi un câștigător, pentru a te bucura și a fi fericit. Să știi că mereu te voi sprijini și te voi ajuta cu tot ce-mi stă în putere. Pentru mine contează să păstrez această persoană care mi-a cucerit inima, cel puțin toată viața. Sper să ai azi o zi minunată, frumoasă, cu soare în suflet, iar surprizele să se țină lanț. Sper să-ți placă și să-ți amintești de faptul că astăzi ți-am organizat ceva frumos. Să știi, te apreciem și vrem să te vedem tot timpul fericit. Cu drag, Liuba și Colea. El, bineînțeles, că tot se alătură la această frumoasă felicitare. La mulți, mulți ani! Mulțumesc. Și să știi că surprizele vor mai continua. Foarte curând vei mai primi surprize, pentru că așa-s băieții ăștia buni. Au parte doar de surprize frumoase. În primul rând îți doresc multă, multă sănătate. În al doilea rând și fericit. Să asculți părinții, în primul rând, pe urmă pe mine, sunt mai mare, te iubesc, sperăm la noi să fie totul bine. Și până la bătrâneț, până la bătrâneț. Până la adânci, bătrâneț. Iar Colea să fie martorul iubirii voastre, da? Și mereu să vă ajute, să vă sprijine și să fiți o familie frumoasă, unită și mereu, uite așa, plină de surprize plăcute. Ia spune Liuda, ce? Mai este o surpriză care vine din partea părinților, dar ea va veni pe parcursul zilei, nu toate odată, așa, astea linte, cu câte una și încă una și încă una, așa că mai așteaptă. Astăzi vor mai fi surprize. Colea, ce-i dorim noi acestui bărbat deja? Ce le doresc, Dan? Primul rând, să împlinească dorințe care le dorești, să aibă un lucru foarte bun în viață. Mulțumesc. Să aibă, cum spun, o dragoste în tăte... Și dorește. Nu, dorește, cum spune. Din partea părinților, alu Liuda, să-l asculti și bă... Fuga! Păi, s-o înțelegeți, nu știi asta să fuga. Da. Dar în viață multe sunt, că noi cât am trăit, mai câteva sunt în țară. Mulțumesc. La mulți, mulți ani. Și aici alături cine sunt fetele astea frumoase? Da, păi și bunica, dacă e mama.
Care e mama? Cine tu? Eu sunt mama. Da. Mama, felicitări cu așa un bărbat deja. Băiat da. Care deja devine bărbat. Da. Care deja și are în jurul lui oameni cu care va încerca de fiecare dată să facă lucruri frumoase și voi veți fi un exemplu pentru ei tot timpul. La mulți, mulți ani și mulțumim pentru așa bărbat crescut. Educat, frumos și... Principalul sănătate. Restul le facem pe toate. Exact. Exact. Principalul să avem sănătate. Când rest le facem noi pe toate. Da. Și? Sănătos. Bunicuța? Da. Bunicuța. Bunicuța. Ți-aduce aminte cum ce ghidușii făcea când era mic? Mi-aduc aminte. Eu și mai mă înmămiți. Ce și-aduce aminte bunica? E ca copchii, mai pochii. Trăsnei, da? Da, trăsnei. Noi am fost mai buni și noi. Exact. Ce dorește bunicuța? Îi doresc mult sănătate, fericire și să-i dea Domnul mulți ani. Și sănătoși. Exact. Să-i dea mulți, mulți ani. Și? Da. Eu sunt Fina. Fina cui? Fina mami? Mami. Și Fina, ce-i dorește acestui? Ce poți să-i doresc? Tot așa, o sănătate caro. Multă bucurie, fericire și dragoste cât se poate de multă. Că dacă ai sănătate, ai și dragoste, ai absolut totul. Dar dacă n-ai sănătate, nu poți face absolut nimic. Asta îi doresc din partea mea și a Finului care nu e lângă noi. Să fie împreună așa, cum s-o văzut de la început așa și până... Să ai prieteni dragi alături, să ai numai bucurii și minim 120 de ani de ancă încolo. Mai departe de-am cât ai vrea. Eu cred că Danu vrea. Eu cred că Danu vrea. Și eu mai vreau. Cât o fi să fie, să fie înconjurat de prieteni, să fie sănătos și să fie mereu cu zâmbetul pe buze. Mulțumesc foarte mult că s-a alături de mine, de ziua mea și sper că și așa mai fiecare dată. Așa să fie. Și un pic. Bravo! La mulți, mulți ani! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! La mulți ani cu sănătate! Să vă dea Domnul tot ce doriți! Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți.